Membrul unui grup criminal specializat în atacuri informatice căutat de către autoritățile Azerbaidjanului a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Otaci. Bărbatul, cetățean azer, avea emis pe numele său mandat de arestare în vederea extrădării. Totul s-a petrecut pe 6 iulie pe direcția de intrare în Republica Moldova. Printre călători a fost depistat străinul în vârstă de 36 de ani, care s-a legitimat cu un pașaport ucrainean. În cadrul procesării datelor, polițiștii de frontieră au constatat că, de fapt, bărbatul este cetățean al Azerbaidjanului și, în baza de date Interpol, figura ca dat în căutare internațională. Acesta era căutat în țara lui de baștină cu scop de arest și extrădare. În fapt, bărbatul a fost plasat în izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț, iar în ziua următoare, pe 7 iulie, polițiștii de frontieră l-au transferat la Chișinău pentru continuarea investigațiilor și luarea măsurilor legale ce se impun.